seara și bine ați revenit la Câștigă România. După cum poate ați observat, în acest sezon niciun concurent nu a depășit cele 3 ediții câștigate, de altfel și de Marian Pavel. Așadar, ești la 4-a ediție. Nu s-a întâmplat în acest sezon să se treacă peste 4 ediții. Așa că îți doresc succes. Poate, cine știe, faci tu treaba asta. Petre Nistor, al doilea concurent în ediția de astăzi, și al treilea, Mihuț Ionescu. Salut, domnilor! Pregătiți? Da. Da? Bine atunci. Să începem ediția de astăzi. Câștigă România! Să vedem harta. Hai că ne-am mutat în est, am tot început din sud-vest, dincolo. Plecând din Botoșani, mergem în Satu Mare. Fiți atenți, primul va fi Marian, cel care va începe această rundă și această ediție, de altfel, cu întrebarea din Botoșani. A munci ca mine și a nu avea, deplorabil, scria Eminescu când trebuia să vină la ziarul Timpul. Libertatea, Timpul, Răcnetul, Carpaților, Universul. Timpul, răspuns corect. Cava care a dat porșuf în salariu de milioane de dolari în banii noștri. Astăzi lua banii și mâine nu-i mai avea. Ena? Va fi boem. Serios? Foarte serios. Bun, ce cu Răcnetul Carpaților? Ce publicație asta? De unde am auzit de ea? Cine o citea? Cum? O scrisoare pierdută. Bravo, așa e. Hai, dacă tot am intrat în vorbă, da, să vedem întrebarea ta. Florin, nu cred. Incredibil cum s-a legat. Memorabil, Nae Cațavencu sub bagheta regizorală a lui Liviu Ciulei. Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Petrică Gheorghiu, Ștefan Bănică. Fantastic cum a venit întrebarea asta. M-am găsit eu să întreb de Răcnetul Carpaților. Octavian Cotescu. Octavian Cotescu, într-adevăr, răspuns corect. Ștefan Bănică era? Pristanda. Da. Cine era Toma Caragiu? Tescu. Da. Și Zoe, mai știți cine era? Rodica Tapalagă, în varianta asta. Nu, știam, fratele. Mai era una cu Victorie Benjuc, Mariana Mihuț. Bun. Și Dem Rădulescu și cu Mircea Diaconu era... Aha. Farfuridi și Brânzovenescu. Bun. Să trecem mai departe. Mihuț. Da. Ce faci tu? Ești bine? Da, mulțumesc. Ești concentrat, a? Da. În 1929, Dimitrie Pompeiu a înființat revista de largă circulație internațională. Matematica, Poezis, Teatrum, Femeia. Matematica. Împreună cu Petru Sergescu, răspuns corect. Așa este, Micuț. Și din Botoșan, pe unde vrei tu să mergi, Marian? Suceava. Mergem în Suceava. Pentru a pune la murat varza în budane de lemn, localnicii din Milișăuți apelau la scară, la cric, la macara sau la frânghie. Dacă te gândești că pe la noi, pe la Buzău, budanul este un mega antal, adică o chestie mare cât casa, zic scară. Scară? Da. Răspuns final? Da. Răspuns corect, scară, așa este. Vasele erau foarte înalte, foarte mari, din lemn, de brad. Țin minte, am făcut o bucurie unei... Mi-am amintit acum. Eram la Mănășturi, lângă Vinga, județul Timiș. 6 km de Vinga. La o mătușă de-a mea, de acolo era maică-mea și eu mai mergeam vara, stăteam câte 2 săptămâni. Și aduna apă, pentru spălat rufe, apă de ploaie. Și ce m-am gândit eu, copil cu minte fiind, am adunat bolovan din toată grădina și am umplut vasul cu bolovani. S-a bucurat mult, mult de tot.
Da, după ce a strâns atâta amar de vreme, apa aia. Județul următor, stai puțin, hai să vorbim un pic de activitatea ta. Nu știu, ce-ți place ție să faci cel mai mult? Mi-a plăcut mult să citesc. Acum e sedentar tot, tot activități de televiziune, de astea, informări. Așa. Și agricultură de subzistență, adică la țară. Dar ce meserie ai? Am lucrat la uzina mecanică Plopeni, sub inginer am fost. Și acum unde stai? Sunt pensionar în Plopeni. Da? Orașul Plopeni. Uh-huh. Da. Fain. Cum e pe acolo? Liniștit. Da? Liniște, veselie? Sau? Liniște. Liniște. Seamănă cu domnul profesor Colceac, dacă îl știți. Și nu mă refer la regizor. Cel care formează tineri, genii. Știi despre ce zic? Și la glas foarte tare, că de acolo mi-a venit. Dar și la fizionomie. Da. Să vedem județul. Suceava. Suceava. Fost fotbalist la FCSB. A format un cuplu redutabil de fundaș central cu Sorin Ghionea. Păi atunci cred că era la Steaua. Nicolae Dică, Dorin Goian, Adrian Enache, Dumitru Prunariu. Dorin Goian. Dorin Goian, Goie, răspuns corect. Născut în 80 în Suceava. Ca la Foresta, la Steaua, Palermo, Glasgow Rangers. Dică era mijlocaș ofensiv, da? Și acum Dică a antrenat până când a antrenat? 2017-2018? Nu, până săptămâna trecută la Mioveni. La Mioveni, nu, mă gândeam la FCSB, un an a stat. A rezistat și el ceva. Da, nu, nu-i de discutat acolo, multă lume necăjită. Bun, să mergem la Mihuț, în Suceava ai zis, da? Da. Bine. O statuie a unui erudit prinț moldovean, operă a lui Ion Irimescu, se află la Milano. Neagoe Basarab, Matei Basarab, Nicolae Emilescu Spătaru sau Dimitrie Cantemir? Nicolae Emilescu Spătaru. Este răspunsul final? Da. Bine. La Biblioteca Ambrosiano din Milano, între Dante și Shakespeare, se află, dragul meu, Dimitrie Cantemir. Ca să înțelegi. Figură importantă, totuși. Te întorci în Iași, ai grijă ce faci în Iași, că te poți bloca de la Botoșaniul ăla rapid. Mergem în ce județ, Marian? Maramureș. Mergem în Maramureș. Victoria Berbecar a fost o mare promotoare recunoscută internațional a artei olăritului, brodatului pe piele, sculpturii în lemn sau țesutului. Hai să zic țesutului. Hai. Mă gândesc ce cojocar sunt pe acolo, n-am auzit. Zic țesut. E răspunsul final? Da. Bine. Mai exact, din botiza țesea în special covoare, răspuns corect, țesutului. Și ar te-ai liniștit. Mergem la Petre. Județ. Maramureș. Județul Maramureș. Nicolae Tand a publicat un volum intitulat Maramureș. Când ai scris tu volume? Ești și scriitor acum. În bucate, plai de dor, în muzica mea, în culori tari. L-am văzut pe la bucătărie, în bucate. Cum? Maramureș în bucate. Maramureș în bucate, Nicolae. Răspuns corect. Și ne ducem în județul Iași, unde se află Mihuț. Mihuț, fii atent să nu te blochezi. Folosește, nu știu, varianta ajutătoare. Întreabă un prieten dacă nu știi. Local ce rezistă de secole în Iași,
vestit de pe vremea junimiștilor. Hanul lui Mânjoală, Golden Blitz, Bolta Rece sau Carul cu Bere? Bolta Rece. Așa este, Bolta Rece. Răspuns corect. Ce mai e pe la Carul cu Bere? Mai e aglomerat? Mai e? Sau nu ați mai, dacă nu sunteți de aici? Tu de unde ești? Din Codlea. Din Codlea. Codlea. Ce mai e în Codlea? Plin de flori, a? Nu mai e. Știu, de asta zic. Dar de ce nu mai e? Pentru că s-a ras de pe fața pământului, serele s-au ras. Cine, tu? Tu? Nu, nu, nu. Nu tu? Nu. Dar cine? Oamenii răi. Dar tu ce faci? Sunt pensionar. Cum să fii pensionar? Pe câți ani? Am aproape 64 de ani. Să fii sănătos, părerea mult mai tânăr. Așa. Dar ce ai făcut meseria ta și ce? Am meseria mea, inginer mecanic, dar mai multe întreprinderi, proiectant, deștanțe, matrițe, tot felul de dispozitive. Fain. Ți-a plăcut ție asta de mic, meștereai? Da, meșterei și acum. Lemn, fier, pe acasă. Ce fain. Mai citesc, mai mult la televizor. Mai... Bravo. Bine. Hai că ai scăpat de blocaj. Ne ducem în Satul Mare. Da, din păcate pentru tine e foarte greu să mai ajungi la destinație și să-i întreci pe colegii tăi. Marian este în Satul Mare. Să vedem întrebarea. Una dintre următoarele zone etnografice nu se află, iar cu nu, în județul Satul Mare. Țara Oașului, Țara Codrului, Țara Moților, Câmpia Someșană. Țara Codrului. Țara Codrului, răspuns greșit. Țara Moților nu se află în județul Satul Mare. Și ne ducem la Petre. Dacă răspuns corect, termin primul și începi runda a doua. Hai să vedem. Filarmonica din Satul Mare poartă din 1992 numele celui mai mare pianist român. Ionel Perlea, Sergiu Celibidache, Dinu Lipati, Ion Voicu. Dinu Lipati. Dinu Lipati este răspunsul final? Da. Bine. Mai mult decât atât, el a început prima stagiune, a avut-o în 1950, mai mult decât atât, este cel mai cunoscut muzician român a tuturor timpurilor în lume, să știi. Răspuns corect, Dinu Lipati. Mă rog, Ina e mai celebră, e drept, dar Lipati... Da, noi n-am avut grijă foarte mult de imaginea lui. Foarte puțină lume știe despre Dinu Lipati. Noroc că mai e și un liceu în București, Lipati, dar a fost un pianist recunoscut internațional și nume sonor încă în lumea muzicii. Hai să vedem ce putem face, Mihuț, cu... Că mai mergem până Marian mai stă pe acolo prin Satul Mare, noi mergem înainte. La stână se găsește acest spațiu îngrădit unde se mulg oile și care se numește ștangă, strungă, strabon sau strabism. Strungă. Strungă, răspuns corect. Și apropo de stână, din ce am înțeles, nu prea e sănătos laptele așa pentru unii oameni. Și în general, dacă exagerez, nu e bine cu lapte. Nu e bine să bei lapte constant. Am aflat și cel de capră, că e foarte bun. De ce nu se bea laptele de oaie? Deși am văzut recent, o să cumperi lapte de oaie. De ce nu se bea? Se covăsește repede și mai ales acum de când helicobacterul și pilobacterul sunt la modă, pare să este un adjuvant. Da, e periculos. Dar laptele de capră e bun. Și am găsit un lapte, acum nu o să-i dau numele, că nu-i fac reclamă. Atât are smântâna deasupra lapte pe care îl găsești în comerț și atât are smântâna, este și cu gust de lapte, frate. Și ăla de capră și ăla de vacă, dar ăla de capră e mai sănătos și pentru plămâni, am înțeles, și pentru mai multe. E foarte, foarte bun și foarte sănătos. Dar îmi spune că pentru plămâni e laptele de măgăriță. De măgăriță, frate, cum se zice măgăriță? E măgăriță. Măgăriță. Cum e măgăriță? Măgăriță, îi spui. E măgar și o măgăriță. A fost o măgăriță. Mă rog, animalul, zic.
Da, sau cum zicea, măi animalule, știi că, da. Mai amintim de din ăștia. Ce faci? Ești nerăbdător? Observ, întrebarea din Satul Mare. La muzeul din Egreș se află o instalație tradițională de prelucrat țesături din lână. Pricaz, piuă, pretură, povarnă. Piuă sau pivă? Cum? Piuă sau pivă? Sau? Sau pivă. Păi mai zice și cu v. Pluralul, pive. Pive, nu, dar zice și pivă. Piuă și pivă, da? Piua, răspuns corect, se găsește la muzeul în aer liber din Negrești, Oaș. Bravo, domnule, ai ajuns la destinație. Felicitări, că așa e cu el. Ai ajuns și tu, Petre, la destinație. Și acum ne uităm la Mihuț, care... Tu mai vrei să răspunzi? De ce nu? Da, dar putem să stăm... Hai să-i facem ediția lui frumoasă și noi ne vedem ediția viitoare și rămân eu cu Mihuț și îi pun întrebări. Ei au ajuns la destinație, deci ei merg în runda a doua, da. Dar am totuși o întrebare, una foarte frumoasă ar trebui, după ce vedem și imaginea. Întrebarea câștigă România pentru 200 de lei. Hai să vedem despre ce e vorba. Cea mai grea clădire din lume, are 9 niveluri la suprafață și alte 9 subterane. La Revoluția din 89, construcția era terminată în proporție de doar 60%. Palatul Cotroceni, Palatul Cantacuzino, Palatul Parlamentului, Palatul Culturii. Palatul Parlamentului. Palatul Parlamentului și, din ce știu, unii proiectanți n-au mai văzut lumina zilei, din păcate. Răspuns corect, Palatul Parlamentului. Marea enciclopedie ilustrată. Domnule, să numesc. Domnule, dacă rog bine. Am creșit o întrebare. Dar? Așa e. Cineva trebuie să câștige, cineva trebuie să piardă. Mulțumesc foarte mult și urez succes în continuare emisiunii, la cât mai multe ediții. Marian, alături de Petre în această rundă a doua. Petre, eu la el știu, e pasionat de concursurile de cultură generală și l-a câștigat mai pe toate, așa zis. Am reținut. Tu de ce ai venit la noi? Pentru am testat cunoștințele. Acolo le știu, când mă uit la emisiuni. Tu te-ai hotărât sau te-a hotărât altcineva? Eu m-am hotărât. Da? Da. Nu te-a împins nimeni, nu ți-a zis, băi, dar bă, uite că le știi, că nu știu. Nu. Mi-am dorit. Bravo. Frumos. Bine ai venit la noi, bine ai venit și tu. Să vedem dacă această serie de trei câștigători care au câștigat doar trei ediții în acest sezon și la a patra au plecat acasă, dacă se continuă această frumoasă serie. Marian ne va confirma asta în runda a doua la Câștigă România. Petre, tu îți alegi județul. Galați. Din Galați plecăm. Oprește-te, domnule, odată. Pune steagul. S-a pus steagul în Galați și ne ducem în județul, cineva zice Timiș. La Caraș, Sclipicis, ultima oară. Dar ne ducem în Caraș Severin. Prima întrebare, din Galați, pentru Petre. În repertoriul teatrului dramatic din Galați se află piesa Cursa de șoareci de Agatha Christie, Victor Ion Popa, Ion Băieșu, Arthur Conan Doyle. Dacă nu ești sigur, zi. Întreabă... Un prieten? Da, da, da. Folosim varianta ajutătoare. Da. Foarte bine. Dacă nu ești sigur, asta trebuie să faci. Pe cine vrei să întrebăm? Emil Telea. Am dat numărul de telefon. Da, bine. Îl sunăm acum pe domnul Telea, nu? Da. Da, bine, puteți. Nu mai. Dau un răspuns. Stai puțin. Măcar să intre doamna robot.
Momentan, clientul apelat da. Nu răspunde. Nu răspunde, probabil s-a culcat de vreme. Va trebui să încerci singur un răspuns. Da. În repertoriul Teatrului Dramatic din Galați se află piesa Cursa de șoareci de... Victor Ion Popa. Victor Ion Popa, spui tu. Da. Bine. Suna Maia Băieșu, că de aia voiam să-ți spun. Cursa de șoareci mai... Ai cu preș. Doar că nu este nici Băieșu. Da. Dar nici Victor Ion Popa. Aia care era 10 negre mititei, care după aia o redenumit-o, care apoi iară o redenumit-o, nu? Agata Cristi. Este răspunsul corect. Da. Dar culmea s-a redenumit încă din anii 30 de americani. Da. Spune-mi puțin, apropo de Teleagă, explică-le celor care nu știu cine a fost Teleagă. Ion Dincă Teleagă. Ion Dincă Teleagă. Care s-a ocupat de agricultură și economie. Da. Da. Doar că... Care era un tip foarte dur, ca și Stalin sau Hitler, insista, era dur ca să testeze siguranța de sine, să testeze cât de stăpân ești pe ceea ce ai afirm. Da. Știu asta de la răposatul taicului, care l-a înfruntat și au rămas în relații foarte bune. Bun, ne ducem în Caraș Severin, de unde tu ar trebui să pleci și să, uite, câștigi tu un avantaj, dacă răspunzi corect. A pierdut șansa în Galați Petre. Ia să vedem întrebarea ta. Ridicat în 1817, primul teatru din Europa, iluminat cu lămpi de acetilenă, a fost cel din Reșița, Oradea, Caransebeș sau Oravița? Oravița. Teatrul vechi Mihai Eminescu din Oravița, răspuns corect. I-au mai fost reprezentat în cadrul de Oravița. Am mai fost despre întrebări despre Oravița. Am mai fost, am mai fost. Înainte farmacia. Exact. Astăzi Muzeul de Istorie a Culturii Cărășene. Primul spectacol a avut în octombrie 1817. Gorj. Mergem în Gorj. Vrei să folosești varianta ajutătoare, scoate-mă din județ, ca să stai liniștit cu variantele ajutătoare? Da, hai să zic. Hai să o folosim, măcar plecăm de acolo. Să știm de unde plecăm, dacă... Câte perechi de coaste are omul? 6, 13 plus 1, 8,5 sau 12? 12. 12, răspuns corect și a ieșit din Galați. Cântam la acordeon, nu număra. La mine nu se găsesc. La mine se simt foarte bine. Cred. Județul următor. Vrancea. Județul Vrancea îl blocăm. Ne întoarcem în Gorj. Marian, ce ne spui tu de aici? Ia ceva să te încurce, ceva, nu știu, să te pună, că prea mergi lin așa. Cânta Maria Tănase. Uite, o să ne cânți, de exemplu. Lung-i drumul Gorjului, dai mai lung al... Dorului. Poftiți? Al Dorului. Oltului, Dorului, Soarelui, Jiului, Dorului, răspuns corect. Piesa se numește... Mărioară de la J. De la Gorj mai... M-a apucat, scuze. Mergem mai departe. Vâlcea. Mergem în Vâlcea. Dar din Vrancea iese Petre. În balada Miorița, culeasă din... Munții Vrancei, victima complotului este baciul bănățean, ungurean, moldovean sau vrâncean? Moldovean. Ești sigur? Da. Bine, hai să blocăm. Mării se vorbiră și se... Bun, nu cânți, dar reciți. Un recis frumos. Știi, întrebarea domnului. Întrebarea domnului. Te rog frumos, recită, că nu e mare lucru. Văd că știi versurile. Recită cum simți tu, dar nu te grăbești. Când recis, nu trebuie să te grăbești. Trebuie să înțeleg, să vină la mine, să simt fiecare cuvânt, fiecare pas. Hai. Baciul ungurean și cu cel vrâncean, mai pe glas. Se vorbiră și se sfătuiră, ca la pus de soare, ca să mi-l omoare,
pe cel moldovan, căi mai ortoman, șaroi mai multe, mândre și cornute, și câini mai bărbați și cai învățați. Și bălțați. Răspuns corect, moldovean, după cum l-ai auzit și pe bunul nostru actor. Mulțumim pentru acest moment. Vreau să fii mai rar, un pic, mai implicat. Da, na, e o primă încercare. Mai vedem mai încolo când mai dăm de poezii, poate progresezi. N-am mai recita din liceu de la Esenin. Măi, sincer, se vede. A, zi cum focul... Focul vânăte gândit. Doamne, vânt, cât de frumoasă e poezia. De iubire întâia oară când la scandal. Știi focul vânăte? Oară. Nu. N-a fost atent. E foarte frumoasă poezia. Și Nicu Alifantis are o piesă scrisă pe versurile lui Esenin. Județul... Eu. Covasna. Da, nu pot să zic eu. Da. Da. Covasna. La jumătatea drumului spre Sibiu, în satul Țuțulești, că suntem în Vâlcea, se află mănăstirea Radu Vodă, Curtea de Argeș, Pasărea Cornet. Cornet. Poftim? Cornet. Ce? Cornet? Cornet. De la? Mm-hmm. Cu... Da. Tu, Berman? Da. Cornet, răspuns corect. Este biserica, mănăstirea, are hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. A fost ctitorită de Mareș Băjescu, Mare Ban. Arhiban, adică. Împreună cu soția sa, Maria. Era însurat. Între 1662-1666. Și își păstrează toate elementele arhitecturii din timpul domnitorului Matei Basarab. Frumoasă istorie. Județul următor. Argeș. Mergem în Argeș. Deocamdată ne mișcăm bine. Covasna. Spune-mi, te rog frumos, Petre, una dintre depresiunile următoare nu se află în județul Covasna. Și vorbim despre depresiunea Baraoltului, Târgu Secuiesc, Ciucului, Sfântul Gheorghe. Târgu Secuiesc. Târgu Secuiesc este răspunsul tău. Final. Final. Bine. Depresiunea Ciucului este în Harghita. Sfântul Gheorghe... Nu știu ce să zic. Baraoltului... Top aici. Dar și Târgu Secuiesc. Așa că Ciucului este răspunsul corect. Tocmai, se află în Harghita, nu avea, de asta este nu ăla pus acolo. Rămâi pe loc, ne ducem în județul... Argeș. Randy, cunoscut pentru melodia Visător, a cântat în trupa Millennium alături de Nicola, Smiley, Anda Călugăreanu sau... Bravo, mă, colegi, sau Virgilia. Dar nici nu cum poți să pronunți. Zi. Neplăcut să spune vorba de Smiley. Îmi pare rău. Răspunsul corect este Smiley, într-adevăr. Ei s-au, erau de mici așa, s-au, au pornit pe drumul ăsta împreună. Drumul ăsta muzical și au făcut pa Millennium și au cântau pe la zilele orașului. Foarte frumos. Mai băieți care au reușit să... Să schimbe un pic, adică să schimbe mult ideea de... Mi se pare că oficial de... merge bine, la vremea aia imprimat o tendință. Da, dar fac lucruri faine. Da. Da, au creat o industrie. Județul... Brașov. Cum? Brașov. Mergem în Brașov, în centrul țării. Acum, să te văd cu Covasna, cum faci? Vârful Cărpiniș, 1241 de metri, este considerat a fi cel mai înalt din munții
Apuseni, Bodoc, Poiana Ruscă, Iezer, Păpușa. Suntem în Covasna. Bodoc. Este răspuns final? Da. Bine. Tu ce ai fi răspuns? Bodoc, răspuns corect. Județul următor. Harghita. Harghita. Județul Brașov. Suntem în noaptea dintre 25 și 26 octombrie, în fiecare an, tinerii se adună în jurul focului lui Sumedru, Elmo, San Antonio, Prometeu. Sumedru, Sumedru, Sfântul Dumitru, Sumedru. Răspuns corect, așa este. Este una dintre cele mai vechi tradiții românești. Peste 2000 de ani dinaintea sărbătoririi Sfântului Dumitru. Foarte interesant. Județ. Buzău. Știu. Hai să mergem în județul Buzău. Dar în Harghita se află Petre. Petre, ar trebui să te miști mai rapid un pic, că omul ăsta ajunge iar la destinație, iar câștigă. Stai drumul. Și ar sparge tradiția asta frumoasă de 3 ediții câștigate. La Brânciu am fost de 4 ori. La ce? La Brânciu. Ah. La Robingo am fost de 4 ori. Ai fost la Robingo? Da. Așa bătrân ești? Sau așa de bătrân e Brânciu? Cred că ambele. Am senzația că el e mai bătrân decât mine acum. Și mai mic decât mine. 2-3 ani, parcă. Tu câți ani ai? Câți par? Nu îmi dau seama, nu evaluez. 55. Și eu am 52 și el mai mic decât mine. Da, 51. Nu cred că a făcut 50. Dacă vă povestesc mai încolo. Singurul muzeu de aragonit din țara noastră se află la Corund, Cisnădie, Toplița, Băile Herculane. Aragonit. Suntem în județul Harghita. La Corund. Corund, răspuns corect. Apropo de Brânciu, să știi că am fost invitat, să știți că am fost invitat la el la podcast. Și a fost o experiență foarte faină. Poate cea mai faină în calitate de invitat la un podcast. Am stat 3 ore și jumătate împreună și am și povestit. Am trecut prin emoții diferite și am cântat foarte, foarte mult. Orice, și ce știam și ce nu știam. Foarte mișto. Bun, să mergem la județul următor. Mureș. Ai zis Mureș, bun. Să ne întoarcem în Buzău, județul care ție îți place foarte mult, din ce am înțeles. Da, uite. Școala de aplicație pentru forțele aeriene Aurel Vlaicu se află la Câmpina, Iud, Cornu sau Boboc? Boboc. Școala de aplicație pentru forțele aeriene Aurel Vlaicu se află la, ai zis? Boboc. Boboc, răspuns corect. Județul următor, ca Brăila. Să mergem. Brăila. Cum? Brăila. Brăila. Suntem în Mureș, mai avem ceva până la Caraș. Dar hai să mergem mai departe. Singurul turn locuit al vechii cetăți din Sighișoara este turnul cofetarilor, bucătarilor, frânghierilor, tătarilor. Frânghierilor. Este răspunsul corect, într-adevăr. Acolo locuiesc cei care au grijă de cimitirul evanghelic din apropiere. Și, da, cel al tătarilor și cofetarilor nu există, dar există un turn inedit, turnul, nu aici neapărat, dar în Transilvania, Slănini. Da. Corect, așa este. Parcă l-a rupe. Parcă la rupea. Se adună și duc la fumat. Păi, da. Vezi? Județul următor. Mamă, ce mi s-a făcut. Alba. Alba. Ce poftă mi s-a făcut.
Păi, dar chiar ajută la colesterol. Mă rog. Județul Brăila, un penultim județ. Dar fii atent, mă, de cum să stai atât în Brăila? Incredibil. Atâtea întrebări. Hai să vedem. De acum încolo, zic. Da. Atacantul de la FCSB a câștigat competiția golul anului în 2019 în tricoul echipei naționale. Junior Moraes, Florinel Coman, Ciprian Tătărușanu sau Dan Petrescu? Da. Primul nu e român, unul e portar, unul... Bine, mă. Măcar puneți acolo o ceva mai... Păi, da. Răspunsul? Florinel Coman. Florinel Coman. Răspuns corect, într-adevăr. Măi, dar ce generație frumoasă am văzut noi la europenele alea în semifinale cu Germania. Și ceva s-a întâmplat. S-a rupt generația. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Da, greu de comentat. Să mergem în Alba. Ar mai fi... greu. Țara Moților, situată în inima munților Apuseni, se mai numește și Țara de Sus, de Piatră, de Foc, de Dincolo de Negură. Țara Moților, în inima munților Apuseni. Cum? Țara de Piatră. Țara de Piatră, în inima munților Apuseni. Răspuns corect și te duci în județul, bănuiesc, Hunedoara. Că Hunedoara... Și acum, incredibil final, două răspunsuri greșite din partea lui Marian Fante. Nu mă așteptam! Fiți atenți la primul. Întrebarea. Din Galați, pianistul Valentin Gheorghiu a concurat la prima ediție din 1958 a Festivalului Internațional. George Enescu, De la Mamaia, Cerbul de Aur sau Constantin Brâncuș? În momentul în care singurul din cele patru răspunsuri care se referă la interpretare muzicală este George Enescu. Ce zic că e greșit? Ghinion. Dar știți că acum mulți ani am văzut o prezentatoare sau un prezentatoare, da, care nu prea avea legătură, dar totuși Amin. L-a prezentat pe Valentin Gheorghiu spunându-i Valentin Gheorghiu. El știa ceva de la politică, probabil. Gheorghe, Gheorghe, nu, dacă... Imaginează-ți nu iese nici cum. Imaginează-ți că există milenial, absolvenți de studii umaniste, care la întrebarea, domnule, războiul dintre 1756 și 1763, consideră primul război mondial, câți ani a durat? Cei mai mulți au nu, 8 răspunsuri din 10, 30 sau 100 de ani. E, și Despot are un răspuns la o întrebare la care tocmai dăduse explicații. Răspuns corect și ai 4 ediții premieră în acest sezon, Marian. Felicitări! Dacă mergi așa, poți să câștigi și 5 ediții, să știi. Hai să vedem ce-i face. Dar până una alta, Petre, mulțumim pentru evoluția ta. Mai aveai puțin și tu, mai aveai practic un județ și ajungeai la destinație. Dar, na, data viitoare. Întrebare, 400 de lei, întrebarea câștigă România. Un monument ridicat în cinstea nepriceperei și prostului gust. O matahală împopoțonată cu tot felul de zorzoane. Așa descria presa din 1910, clădirea în stil Art Nouveau. Și avem în imagine carul cu bere, Palatul Moscoviț, Cazinoul din Constanța sau Casa Mila. Cazinoul din Constanța. Răspuns corect și câștigi 400 de lei și Marea Enciclopedie Ilustrată. Felicitări, domnule! Având în vedere mijloacele de informare din ziua de azi, aș dori să văd mai mulți tineri la această emisiune. Să ne pregătim de runda a treia. Ai dublat odată suma. Ediția trecută ai parcurs multe județe. 11 cu răspuns greșit. Și încă vreo 3 cu răspuns... 11 cu răspuns corect și vreo 3 cu răspuns greșit. Dar oricum, te-ai mișcat rapid ca ritm, așa.
Hai să vedem ce se întâmplă astăzi în runda a treia la Câștigă România. Alba. Plecăm din județul Alba. Ai avut Brașov, ai avut Buzău, Buzău, Prahova, parcă... Mureș, nu, Mureș. Nu? Mureș, mm-hmm. Brașov, Buzău. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Cronometrul pornește acum. Scriitorul care a descris Valea Frumoasei în cartea cu același titlu este... Gheorghe Boxa. Sadoveanu. Județ. Adică Sibiu. Ce județ, că ești în Alba. În 1994 a devenit cetatea simbol a Marii Unirii... Alba Iulia. Unirii a românilor. Alba Iulia, județ. Sibiu. Turnurile de apărare ale cetății Sibiului erau întreținute în un mediu de... Brăslaș. Birgenovez, Teuton, Brăslaș, județ. Brașov. Doar unul dintre ei a transformat un penalti în meciul... Marius Lăcătuș, să-i dea Dumnezeu sănătate. Prahova. Și nu era aici pe listă, dar hai, Prahova, de Balint, vreau să zic. Numele comunei Brebu din nord-vestul județului vine Castor, de la... Castor, Dâmbovița. Castor. Județul Dâmbovița. Una dintre aceste rezervații naturale nu se află în județul Dâmbovița. Cheile Torzii, Argeș. Corect. Sunt în Cluj. Hai că s-a ieșit asta cu nu în sfârșit. Nu. Acu-i. Editor, poet, tradiționalist și publicist, cel mai cunoscut volum este Pe Argeș în Sus. Ion Pilat. Corect. Doar că am avut prima, altfel arată bine harta, județ. Zim județul repede. Vâlcea. Teatrul Municipal din Râmnicu-Vâlcea poartă numele unui... Gorj. Județul Gorj. Gorj. Ține așa. Vâlnicul oltenesc este un dans popular, o unealtă, un obiect vestimentar, un obicei de Crăciun. Unealtă. Obiect vestimentar. Da. Hai că începe. Aia. Județul. Hunedoara. Hunedoara. În Hunedoara, obiceiul pițărăilor, denumit după colăcelul primit de la gazde, are loc? De Paști. În ajunul Crăciunului. Ajunul succes. Crăciunului. Județ. Ara, nu, ah, Doljolt. Olt. Olt. Organizatorul învățământului economic și agricol al primei expoziții economice din țară. Aurelian Petre Sebeș. Corect. Sebeșanu. Sebeșan. Județ. Telorman. În județ, vara bate dinspre sud-est un vânt uscat, fierbinte, prevestitor de secetă. Băltărețul. Austrul. Băltărețul. Județul Dolj ar fi ultimul. Asta e muzica ce-mi place, a spus în 1877 la auzul loviturilor Carol de... I. Carol I. Și am apucat încă o întrebare cu răspuns corect. Mai avem 5 secunde și un mehedinț care va pâlpâi până mâine. Când, după ce facem calculele, calculele spun cum că ai, așa, am început runda cu 1200, ai, cât am zis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 răspunsuri corecte în această runda 3-a. 5, 1, 7. 3 greșite, pa, 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 în total zi tu. 1,7. Cât? 1,700. Da, domnule, și cu ce ai câștigat? Și păi cu și 7300? Cât a fost 7300? Asta întrebăm, 9000. Bravo. Felicitări, o sumă foarte frumoasă, dar mai important decât atât, în premieră, cum spuneam, 4 ediții câștigate de un concurent în acest sezon la Câștigă România. Până la 10, până la marele premiu de 50.000, mai e nu foarte mult. Să luăm pas cu pas, succes, Marian. Voi intrați și pe rețelele noastre de socializare, pe conturile noastre, de pe Facebook, Instagram, TikTok și nu uitați nici de YouTube. Ce să zic? Puneți mâna pe carte, că nu urzică. Noapte bună! Mâine, la Câștigă România. Asta mă întreb și eu câteodată. Liber profesionist, ce da, eu eram ăla care alerga mai încet păi în urma dânsii. Păi să nu spui de atletism. Da, da, eu nu fac crossuri, eu sunt vitezistă. La 100 de metri și la 200 de metri. Asta a fost crossuri fac numai așa, de plăcere. Da, 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 da.
Așa. Nu e proba mea. Încercam să mă țin după dânsa. Câștigi tu, câștigi.